Bine v-am regăsit, așa cum v-ați dat deja seama din titlu și din scurtul intro. Astăzi o să vorbim despre o mașină de înșurubat cu impact de la Makita. Avem modelul DTD152Z, Z pentru că vine fără acumulator în pachet. Așa se prezintă coletul, m-a surprins un pic când l-am văzut, este micuț, drăguț, dar n-avea cum să fie prea mare pentru că știam că înăuntru este doar mașina. Așa cum vedeți și pe această cutie. Hai să vedem repede ce se află în acest colet. După care o să vorbim un pic despre ea. O să-i facem astăzi și niște teste. Deci avem înăuntru, ca de obicei, niște cărticele. Avem manualul tehnic. Avem corpul mașinii și înăuntru este un cârlig pentru pus la curea, un mic șurubel, asta o să-l montăm imediat pe mașină și avem, bineînțeles, corpul mașinii. M-am hotărât în cele din urmă să încerc și o mașină din asta cu impact pe acumulatori, mai aveam una cu fir, ați văzut un clip cu ea, cei care nu l-ați văzut o să vă apară undeva în dreapta. Vreau să văd dacă o să mă descurc mult mai bine cu asta și cu siguranță o să mă descurc mult mai bine cu asta la înșurubat față de cea pe care o folosesc momentan, 4x4 de la Makita Brushless. Este mult mai compactă, mai mică, se pretează mult mai bine la operațiunile mele de înșurubat. Haideți să vorbim un pic despre felul cum arată, o să vedem și ceva capacități tehnice și pe urmă, așa cum v-am promis, o să o vedem și la treabă. Deci este o mașină destul de compactă, îmi place foarte mult la prima vedere și modelul și felul cum arată. Avem aici o marcă reliefată frumos ca la toate modelele pe care le am, în afară de asta de la Polizor care este cumva vopsit. Pe etichetă ne spune modelul este făcută în septembrie 2019, deci chiar acum recent. Este făcută în fabrica Makita în România. Avem trecută o serie, numărul de rotații pe minut 2900 de rotații pe minut în gol și frecvența bătăilor este de 3500 de bătăi pe minut. Are un mâner foarte frumos aici, cauciucat, cu acești zimți, așa arată ca niște solzi. Stă foarte bine mână și aderă foarte bine la pielea din palmă. Are un comutator stânga-dreapta, este un motor cu perii colectoare în 4 poli și din ce scrie pe site, perile sunt dispuse cumva în V. Are tehnologia Extreme Protection, deci este cumva construit în așa fel încât să pătrundă cât mai puțin praf în interior. Poate fi folosită cu acumulatori din gama LXT, vedeți că scrie și aici. Așa cum am toată gama asta de scule de la Makita de aici din spate, poate fi folosită cu acumulatori LXT, începând de la 1,5 amperi până la 6. De asemenea, are o lumină de lucru. Haideți să iau și un acumulator de aici de undeva ca să putem să vedem mai bine cum se vede. Deci lumina nu este dispusă de jur împrejur așa cum mi-ar fi plăcut. Este dispusă cumva aici dedesubt, la fel ca la înfiletantă, o lumină destul de puternică și care ține preț de câteva secunde. În rest este, așa cum vă spuneam și mai devreme, o mașinuță destul de mică. Bine, eu eram obișnuit cu înfiletanta asta și pe lângă ea pare ca un fel de copil. Am pus mâna pe ea și mă simt foarte bine cu ea. Deja aproape pot să spun că a devenit unealta mea preferată din tot ce am aici, pentru că eu înșurubesc foarte mult, lucrez foarte mult în construcții cu lemn și una din asta poate să facă diferența o zi întreagă la lucru și automat o să îmi ușureze și munca și efortul pe ziua respectivă. Prinderea este de tip Hex 6,35, deci se potrivesc acest tip de bituri sau capete pentru bit standard. Iar prinderea se face foarte ușor, se trage de acest manșon în față și pe urmă bitul rămâne ferm acolo. Se poate folosi fie cu prelungitorul pentru biți, fie cu biți din aceia lungi. Cum vă spuneam și mai devreme, frecvența bătăilor pe minut este de 3500, iar rotații în gol până la 2900. Puterea în Newton metri este de 165 de Newton metri.
Eu abia aștept să văd cum se descurcă puterea asta la teste. O să folosesc șuruburi din ce în ce mai mari și vreau să văd care este limita acestei mașini, dacă necesită sau nu o pregăurire la șuruburile un pic mai mari. Iar greutatea ei fără acumulator, în conformitate cu ce scrie pe site, este de 1,3 kg. Vedeți că are grile de ventilație de jur împrejur și pe dreapta și pe stânga, iar la fel aici în spate. Mie îmi place foarte mult cum arată și mai ales faptul că este foarte compactă și cred că o să mă descurc foarte bine cu ea înșurubat și, așa cum vă spuneam, asta o să treacă cumva în rezervă, va fi folosită mai mult pentru a da găuri și asta o să ia locul la operațiunile de zi cu zi. Nu are un selector pentru viteze, deci are o singură viteză cum ar veni. Eu pot să cresc turațiile din întrerupător și doar din întrerupător. Da, deci în funcție de cât de tare voi acționa întrerupătorul, vor crește și turațiile până la 2900 de turații pe minut, așa cum vă spuneam că are. Cârligul pentru curea se montează la fel ca la cealaltă, aici undeva. Se prinde cu acest șurub, este un șurub de tip PH2, se strânge foarte simplu cu o șurubelniță în PH2 și este un lucru foarte bun pentru că mie îmi place foarte mult să lucrez cu centura port scule și asta va fi foarte ușor de cărat după mine acolo unde am nevoie să lucrez. Cred că am acoperit o mare parte din detaliile tehnice care vă interesau. Haideți să trecem un pic și la teste să vedem cum funcționează. Bănuiesc că asta este partea care vă interesează în fond și în final cel mai mult. Înainte de asta însă am omis să vă arăt ceva. Pe lângă această înfiletantă am mai cumpărat de la magazin o cutie de acest fel. Este o cutie micuță, simpatică, mi-a plăcut așa cum arată. Vreau să bag în ea biturile pe care le mai am pe aici prin atelier, de exemplu asta din această cutiuță, să nu mai stau așa cu ele prin cutii de pioneze. O să le bag acolo și în felul ăsta o să le am după mine, poate intre și niște burghie atunci când am nevoie. Haideți să o desfacem să vedem cum arată înăuntru. Ok, deci așa arată cutia asta mică, foarte simpatică, are o închizătoare de acest fel și aici înăuntru pot să-mi pun, așa cum vă spuneam și mai devreme, biții care sunt aruncați pe aici la îndala. Pot pune, de exemplu, și niște spirale mai mici, niște imbusuri, poate și ceva pânze pentru pendular, mărunțișuri pe care le pot lua după mine acolo unde am nevoie. Se închide foarte ușor în felul ăsta și mie îmi place foarte mult această cutiuță. Așadar, pentru teste o să folosesc câteva tipuri de șuruburi pe care le-am găsit și eu pe aici prin atelier. Ăsta este de 70x5, foarte uzual. Mai am unul așa, tip 100x8 cu floare lată. Vreau să văd cum prinde. Avem unul la 120x10. Da, deci ăsta e cel mai gros pe care îl vom testa astăzi. Avem unul la 200x5. Ăsta pe care îl folosesc eu cel mai uzual la construcții în lemn. Îmi place foarte mult cum strânge pentru că are filet până sus. De 180x8 și mai avem unul aici cu cap hexagonal de 200x8. Pentru strângere am procurat de la Milwaukee niște accesorii pentru impact. Momentan eu nu am un set, așa că am luat un prelungitor din asta pentru biți și un PZ3 și un Torx de 35. Pentru șurubul cu cap în hexagon am luat o cheie, nu știu cât e de rezistentă, sper să îl ducă. Nu este pentru impact, însă sper să reușesc să fac acest test cu ea. Ok, haideți să vedem dacă reușește să-l înfileteze. Eu nu fac probleme, însă nu vreau să încerc cu ceva mai mare, pentru că dacă reușește să mi le bage pe astea fără prea mult efort, pentru mine este ok. O să folosesc acumulatorul de 5A, este încărcat la maxim. Da. Haideți să vedem cum se descurcă.
Astea au fost testele pe care am reușit să le fac în acest clip cu această mașină. Eu sunt foarte mulțumit, a reușit să îi înfileteze pe toți până la ultimul fără prea mult efort. Probabil în viitor o să încerc să fac un clip de capacitate, o să caut niște holșuruburi mult mai mari să văd unde este limita acestei mașini. Momentan, pentru ce îmi trebuie mie, probabil că nu o să folosesc foarte des astfel de holșuruburi. Astea mă interesau în mod special, însă astea oricum eu le folosesc cu pregăurire ca să nu risc să crap lemnul respectiv. În rest, toate celelalte sunt uzuale și mașina se descurcă fără absolut nicio problemă. Am observat că se încălzește un pic cam tare atunci când depune efort mai mult. Am discutat cu câțiva prieteni de-ai mei, partea asta de aici din față am înțeles că este din aluminiu și are rolul de a disipa căldura din interior, iar aici în față este un inel din plastic și are menirea de a nu te arde la mână atunci când vrei să schimbi bitul sau prelungitorul pentru biți. Biții ăștia de la Milwaukee s-au descurcat foarte bine, după cum îi vedeți sunt foarte puțin tociți, torxul la fel, foarte puțin tocit. Sunt niște biți de calitate, o să mai cumpăr sau eventual o să-mi cumpăr un set întreg. Am văzut că se găsesc la cutiuță așa cu toate formatele, dar sunt niște biți foarte buni. Acumulatorul de 5 amperi încă mai are 4 linii. Ați văzut că tot atât avea și când m-am apucat de treabă, deci nu s-a consumat practic nici măcar o linie după ce am înfiletat și desfiletat toate aceste holșuruburi de pe masă. Dacă vă interesează mașina și vă place, la ora la care fac acest clip se găsește pe skuleprime.ro la prețul de 329 de lei, doar corpul, deci fără acumulatori și fără stația de încărcare. Ca atare, dacă mai aveți Skule LXT, deci cu acest tip de acumulatori, eu vă recomand această unealtă fără să stau pe gânduri, chiar dacă are un motor cu pericolectoare. Este destul de compactă, ușoară și ați văzut și voi că de forță nu duce lipsă absolut deloc. Ca atare, în descriere o să găsiți link către magazinul skuleprime.ro de unde puteți să achiziționați această unealtă.
Tot acolo o să găsiți link-uri către paginile de socializare ale canalului Gospodăria lui Dan, Facebook și Instagram, și o să mai găsiți acolo un link către grupul nostru de Facebook, grupul pasionaților de unelte. Dacă sunteți pasionați de unelte, de scule, de acest gen de activități, vă invităm să vă înscrieți și să faceți parte din comunitatea noastră pe Facebook. Sper că v-a plăcut acest mic test pe care am reușit să-l fac. O să ne reauzim și o să ne revedem la clipurile următoare. Până atunci, eu vă doresc ca de obicei numai bine!